pregătirea pentru ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii concediului de odihnă al primarului Comunei Gura Făi, inițiator viceprimar Lazar Ionier. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economici și ai obiectivului de investiții, construire, clădire administrativă, sat, Mătăcești, Comuna Gura Făi, județul Bacău, rest de executat inițiator viceprimar Lazar Ionier. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizat și ai devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Gura Făi, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli și finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator viceprimar Lazar Ionel. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Gura Făi, județul Bacău, inițiator viceprimar Lazar Ionel. Și vom suplimenta ordinea de zi cu două proiecte, de vă da citire. Proiect privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul aliniat 2, articolul 1, articolul 2 și articolul 3 al hotărârii Consiliului Local din 31.01.2022 privind atestarea apartenenții la domeniul privat al Comunei Gura Făi, județul Bacău, asupra afecției de 295 metri pătrați clădire, fost CAP, situată în intravilanul satului Gura Făi, Comuna Gura Făi, județul Bacău, strada principală numărul 28 și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SECEI EcoSud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare, pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Suprim la vot ordinea de zi. Supuneți la vot, vă rog, procesele de la... Supunem la vot procesele verbale din fața... Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii concediului de odihnă a primarului Comunei Gura Făi, inițiator viceprimar Lazar Ionel. Domnul viceprimar, aveți cuvântul? Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 29.06.2023. Domnul primar a solicitat să-și prelungească concediul încă o săptămână, din motive personale. E timpul frumos la mare, nu? Da, nu e timpul frumos, domnul primar, dar e de licență. Ia și pară tot când ieși în băgei, nu știu. O să vină și rândul meu, pentru băgei. Să-mi pune să la proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, construire, clădire administrativă, sat, Mătăcești, Comuna Gura Făi, județul Bacău, este executat inițiatorul viceprimarul Lazar Ionel. Domnul viceprimar, aveți cuvântul? Da, este vorba despre clădirea administrativă din satul Mătăcești, că ne-a venit devizul general pentru construcție. La restul de executat. La restul de executat. Consider că este o investiție care trebuie să o continuăm, lăsată de post administrație. Așa cum vă supune la vot. Devizul general. Mă zic, dar mai greu de rând, mă, e ușor, adică să... Se scrie și ceva la cuvânt? Trecem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Gura Făi, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator, viceprimar, domnul viceprimar, aveți cuvântul? Dar este vorba despre extindere de rețea de apă potabilă în partea din satul Gura Făi și, satul Capăta. Haideți că vă explicați
de la minister ne-a trimis și au făcut ei un calcul și era o diferență la toate calculele de 32 de lei. Și atunci trebuie să trecem în data asta ca să bată ce are proiectantul. Proiectantul ne-a trimis din nou refăcute devizele. Dar trebuie 32 de lei, trebuie să cheltuie. Și cheltuie pe cheie. Cam despre asta e. Scrie la... Putem trece la vot? Pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin acord voluntar în Comuna Buradoi, județul Bacău. Inițiator, viceprimar Lazare Meu. Domnul viceprimar, aveți cuvântul? Înființarea respectivului centru de colectare, centrului de colectare de deșeuri, fac o voluntar de la Motocești. Care tot am aprobat, că au venit cu documentația tehnică. Am aprobat înființarea, dar n-am avut documentația. Și acum aprobăm documentația cu cât plătești linerea asta la Musavă și cu cât participă noi la bugetul local. Dar cu cât, unde se face centru? La Motocești, tot ce e fost la școală. Da, chiar astăzi a venit de la Mega, am fost cădând și numai că... Și care deșeuri se duc acolo? Numai deșeurile mari, adică mobilă, cauciucuri, televizoare, combine, frigorifice, deci tot ce-i deșeu mare. Ce electronic? În casă, e în casă. Să ajungem până acolo. Și toți se vedem. Cine duce la Drava cauciucul la Motocești? 463 de lei. Este conducția bugetului local. Deci se face acolo platformă? Da. Am o platformă. Vine și acoperiș, vin și toalete. Și un loc pentru vecini. Nu, teren de fotbal, un loc pentru ceva dacă o prins, să angajăm pasnic sau un birou. E destul de complicat. E cam complicat, complex, e cam complicat acolo. Avem bani, 400 de lei. Chestia este să obținem fonduri, să-l facem, că în rest putem face ca și cu ăsta reciclat, deodată pe săptămână. Da. Că, într-adevăr, și doamne la mediu zicea, dom'le, e un pic peste mână, dar așa la mine toate satele sunt peste mână. Că așa e configurația comună. Nu mai absorbim fonduri. Că... De ce ne-a spus, hai să văd rotunda? Oricum, le duci pe rotunda, cum facem și o platformă de gunoi. Și o să mergi pe rotunda. Ce zici, bata, ești din punct, are în modul? Să vă ține la vot, proiectul? Da. Cine este pentru? Dar nu-i dezichel, la proveniere, nu-i dezichel. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul aliniatul 2, articolul 1, articolul 2, articolul 3, hotărârea Consiliului Local, numărul 331-01-2022, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunii Buradoi, județul Bacău, a suprafeței de 295 metri pătrați, clădire fost CAP, situată în intravilanul satului Buradoi, Comuna Buradoi, județul Bacău, strada principală numărul 28. Așa cum i-am explicat domnului Gavan, deci s-a făcut o eroare și în loc să întreacă clădirii pe toate articole și aliniatul respectiv, a trecut terenul. Normal că trebuie să întreb, când ajung la cartea funciară, o să mă întreb, cine tabulez? Clădire sau teren? Mă rog de secretar comunicator. Cam asta e. Înscrie? Supunem la vot proiectul și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Ecosud de SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor în biodegradabile, deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Cum știm, din tariful de operare care avem pe general la deșeuri reciclabile și deșeuri biodegradabile,
Noi trebuie să cumva să votăm tariful de facturare pe care e consultul și leagă numai testări, serviciului. Am văzut că din plan de ce reciclat din suma de 900 de lei pe tonă, iar reveni din calculul ecosului 443,46 lei. De altfel, este acest proiect, ca să supunem considerat aprobări Consiliului Local. Înscriu? În facturare. La 8 lei, la 9 lei, văd ceva în șampanie, la 8 lei, TVA 10%, respectiv 9,70. Deci toate fac referire la... Deci pe noi nu ne afectează. Nu ne afectează. Deci ei ia de la... De la RomPress. La RomPress ia... Și acolo sunt calculele, da. Acolo sunt calculele pe fiecare... Deci 9,70 euro. Da. Ați înscriut? Da. Suprim la vot? Cine este pentru? Și ultimul punct. Interpelări, servicii diverse. Da. Domnul, ați venit ca un apim, vreau să mă refer la clădirea de la motocești. La ce sumă a ajuns acum? Cu totul, la ce sumă va ajunge? Mai adică cât s-a decontat și acum, plus devizul care este acum. Scriu aici, veți primi răspuns în proxima ședință. Că aici trebuie să iei legătura cu domnul contabil. Eu v-am mai spus înainte. Deci, eu am făcut un deviz în 2012 sau 2013 pentru clădirea asta și a dat 33.000, 330 de milioane. Ridicat la roșu tot, clădirea cu tot, cu nu știu ce, cu toate, păi erau patru camere. Dacă erați primar și mai cred că în 2013, eu l-am adus aici de vizul, l-am lăsat la contabilitate pe acolo, l-am dat primarului. Deci, prețurile au sărit. Deci... Da, dar noi am primat spre exemplu, deci ce-am aprobat? Bine, e o întrebare, am înțeles-o. Ce-am aprobat? Am aprobat restul de executat. Întrebarea, eu am înțeles-o, cam ce vreți. Deci la cât va ajunge această clădire? Am spus răspunsul că la un moment dat... Ori vi-l trimitem în scris, ori dacă nu la prima ședință... Nu e nevoie. Dar altceva vreau să puntez. Deci plătește primăria prostia cuiva. Nu dau nume. Deci se plătește prostia cuiva. Că chiar dacă se creșteau prețurile de 10 ori, tot nu ajungea la suma asta. Nu, pentru că... Oricum clădirea trebuie făcută, eu am făcut la cel... 2013-2012, 10 ani. Da. Clădirea trebuie făcută... Nu puteți da o autorizație iarăși pentru rest de execută? Că se lea tot informalității, că se lea. Deci clădirea trebuie făcută. Dar ce-aș dori? Dați-i utilități. Aveți atâtea clădiri, dați-le utilități. Că altfel, într-un an de zile, știți, când plecați de acasă o luni de zile în concediu, când veniți, găsați orice prin casă. Vecinii. Ar fi bine, vecinii să fie. Da. Dar răspunsul poate să vă dea, deci eu, na, mai preiau așa de la domnul vice. Poți să vă dea domnul vice. Interesul ia lor, ar lipsește domnul primar. Interesul ia dumneavoastră. Pentru comună, dați-le utilitate. Ați văzut că eu am făcut capăt, am făcut pătrășcat, am făcut rutinată, le-am pregătit. Am primit adresă de la AIEP și le-am dat răspuns pentru modificări care le avem. Și chiar am luat și am scris. Deci Motoceștiu și Dumbrava se va muta. Motivul, Motoceștiu știți foarte bine unde se făcea, era impropriu să poți să faci alegeri, dar mă rog, atâția ani am făcut. Iar la Dumbrava am să nu mai încurcăm școlile, poate știu eu pe perioada, nu știu cum o să fie, la anul o să fie 5 rânduri de alegeri. Și primele o să fie europarlamentarele. Mai exact. Bine. E perioadă de școală și ca să nu mai încurcăm, domnule, ce am făcut căminul ăla? Măcar să ținem alegeri. Pe tocmai de asta ar trebui, păcat de ele, sunt clădirile refăcute cu atât, acum păcat de ele ar trebui dată de utilități. O să găsească. Că fiecare sat acum, fiecare sat acum are câte o clădire, nu se câte un mort. Gura Băie căminul, capăta școala, Dumbrava, viitorul cămin. Pătrășcaniu 2, Plădinata 1, Motoceștiu 1. Deci toate.
Mai trebuie făcut totul la rotundă, așa avem șapte. La interior e făcut ceva la cădere la Plăcești? La motorul Plăcești? Deci noi, la roșu nu ieșim prin afară, nu? Nu, nu, e pe dinăuntru, bă, da, pe dinăuntru. E dat, e dat. Numai că nu zboară, ele definitivate, nu-i tras instalația electrică. Acum noi am făcut o derogare la instalația electrică, să nu se mai apuce să săpe, să-mi vine cu canelul. Aparent, asta e domnul consum. Pentru ce e făcut el. Și nu mă obligat, deci. Da. Ce? Doamna consilier? V-ați înscris? Da. Domnul Vice, am acolo două containere. Pentru plastice și sticle. Când vin să le ridice? Că acolo, în containere, există tot ce vrei și ce nu vrei, inclusiv șobolani. Vorbesc serios. Cercuri șobolani. Da, dar eu trebuie să zic că... Și luați de acolo, că nu, nu e... Dar o să le eu, când, dar în marți vin reciclabil. O să le iasă din carton și... Și acolo v-am spus, nu numai sticle și aia, tot ce vreți și ce nu vreți, și pe lângheliu, și pe inelu, și pe... Asta mai scrie știți, dați oamenii, scrie destul de clar, pieri sticle sau cartul. Degeaba, scrie, v-am spus. O să luăm măsuri și o să le reucăm. Inclusiv șobolan, dacă îi vedea ce frumos cercul... O să le reucăm. Dacă s-o să cam grajul la ceapie, îmi trebuia să ieși șobolan. Nu s-o să cam tare grajul. Nu e chiar la ceapie. Dar nu s-o să cam niciun graj la ceapie. Dacă toată lumea aduce și bag și mâncare și tot ce vrei și ce nu vrei acolo, restul și șobolanul. Ba nu să nu. Mai sunt toate încălări? Domnul Mogan, să spun, dacă tot am fost astăzi la materialele la dedemat, doamne director, s-a alocat 150 milioane mari vechi pentru centrală la școală, dar o centrală e 380 milioane. Da, am primit adresa de la... De la, la școală, da. Măcar să știm, o săptămână scoală. Să nu mai minți. Oricum, la oameni care spui de aia, zici că nu o să mai lătea. Problema a fost în șase. În momentul în care vorbim la clopări la spaul, la stație de pompare și vom fi conectat. 30, mă. Energie electrică, atunci, când am trebuit. Și apropo, spate, eu să știu lui, ce vine? Să știu, mă, răzut. N-am vrut să știu un răspuns exact, nu să nu știu răspunsul la ce. Să avem adresul la ce. Dar când a făcut contractul de... Încă nu. Avem adresul la ce. Și cu acele drumuri, la ce nivel? Ați modificat avizele? Am modificat, aștept ordinul de începerea lucrărilor. Când ne dă ordinul de începerea lucrărilor, să vă vor apuca și de drumuri. Ați făcut o idee așa, măcar să știe, că lumea știți cum e, întreabă. Poate și credeți asta pe toată lumea ne întreabă. Și poate dacă vine o întreabă, parcă mi-e rușine să mai spun o minciună. Dar stai să vezi. Și nu așteptăm o începerea lucrărilor. Dar să spun o minciună, dar o știm cu toții. De ce nu ne-au dat un termen? Nu trebuie să spunem niciun. Nu depinde de noi. E momentul când o să dea ordinul de începere, bă, nu ies, când o să ne trimită și atunci, sigur, știm, așa, n-ai cu cine vorbi. Mai întrebăm, că asta e... Nu, partea cu licitația au fost, domnule. Nu, dar n-avem nicio treabă. Cu asta ține... Mai sunt toate interpelări. E...